Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Coaliția de guvernământ va avansa cel mai probabil astăzi Parlamentului o propunere comună pentru șefia Autorității de Supraveghere Financiare. Despre acest subiect discutăm astăzi cu colega mea, Mihaela Cârcu. Mihaela, poți să ne spui ce nume au fost vehiculate până acum pentru această funcție? Până în prezent au fost vehiculate 3 nume pentru această poziție. Vorbim despre Nicolae Dănilă, care în prezent este membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Este vorba de fostul președinte al BCR. Vorbim de asemenea de Mișu Negrițoiu, directorul general al ING Bank, care a ocupat și poziția de ministru de finanțe la începutul anilor 90, și de Lucian Croitoru, care în prezent lucrează în Banca Națională. Ne amintim că Lucian Croitoru a fost una din propunerile președintelui Traian Băsescu pentru funcția de prim-ministru. Nu se știe exact cine este persoana care va fi nominalizată, pot apărea și surprize față de lista de care aminteam mai devreme. Potrivit unor surse, Nicolae Dănilă ar fi refuzat această poziție, dar până în acest moment nimic nu este cert. Un lucru este însă sigur, că până pe 3 aprilie Parlamentul trebuie să numească pe cineva în funcția de președinte al ASF, întrucât interimatul lui Daniel Dăianu va expira pe acea dată. Am înțeles. Mulțumim frumos pentru detalii, Mihaela. Mulțumesc și eu. Vă invit în continuare să trecem în revistă și celelalte titluri ale zilei. Asigurătorii locale au vândut anul trecut polițe de peste 300 de milioane de lei în Uniunea Europeană. Generalii România încheie anul 2013 cu profit și creșteri pe liniile de business strategice și tot mai mulți chinezi optează pentru asigurarea de călătorie cu avionul. Să vedem acum și știrile pe larg. Asigurătorii români au subscris anul trecut prime în valoare totală de circa 306,5 milioane de lei în țările Uniunii Europene. Această valoare a fost în scădere cu 9,28% față de anul 2012, potrivit cifrelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Subscrierile în Uniunea Europeană au reprezentat 3,69% din totalul afacerilor companiilor de asigurări românești de anul trecut, în timp ce 99,66% din această valoare sunt aferente categoriei asigurărilor generale. Italia și Ungaria au fost principalele piețe unde asigurătorii locale au avut afaceri, acestea generând cumulat peste 94% din subscrierile din interiorul Uniunii Europene. Generalii România a încheiat anul 2013 cu un profit net de 5,5 milioane lei, consemnând totodată creșterea ale subscrierilor pe toate liniile de business strategice, precum asigurările de viață de tip Employee Benefits, Casco, asigurări generale corporate, asigurări pentru IMM-uri și cele de călătorie. Adrian Marin, CEO Generalii România, a declarat: în ceea ce privește business-ul, am redus semnificativ ponderea RCA, pe care am reușit să o compensăm cu alte tipuri de asigurări non-auto și casco. Am reușit performanța de a avea un portofoliu echilibrat cu o pondere majoritară non-auto de aproape 60%, ceea ce ne asigură un business sănătos pe termen lung. După dispariția zborului MH370 al Malaysia Airlines, tot mai mulți călători chinezi optează pentru încheierea unei asigurări de călătorie cu avionul. Evenimentul amintit a avut un impact major asupra cetățenilor din China, ținând cont că 2/3 din cei 227 de pasageri care se aflau în aeronavă erau de naționalitate chineză. De altfel, protecția familiei este principalul motiv care stă în spatele acestei tendințe. În China, asigurarea de călătorie cu avionul nu este obligatorie, iar plafonul de despăgubire este limitat, conform legislației locale, la circa 235.000 de euro. Acestea au fost știrile de astăzi la Exprim TV. Nu închei însă înainte de a vă reaminti că, începând cu ora 13.30, puteți urmări o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc, difuzată de Radio France International. Radu Mustață, Deputy Sales Director Maj România, și Mihai Crăcea, redactor șef Exprim Newsletters, vor discuta astăzi despre riscurile cibernetice la care sunt expuse toate companiile, indiferent de mărime sau de domeniul în care activează, despre modurile în care se manifestă aceste riscuri, precum și despre soluțiile de asigurare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi cât mai bună!